care este cea mai ieftină companie de pe BVB. Și cum determinăm care este cea mai ieftină companie? Ne uităm la prețul pe acțiune? Ne uităm la profituri? Ne uităm la raportul PER? Care este momentul în care îmi dau seama că este o companie ieftină și că ar trebui să investesc în ea? Te salut, Cristian Trebuie, eu sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și astăzi aș vrea să facem o analiză scurtă și la obiect pe principalele companii din România, astfel încât să ne dăm seama care dintre aceste companii sunt ieftine astăzi, în care ar trebui să investim și care ar trebui să facă parte din portofoliul nostru. Și dacă ne uităm aici la companiile din indicele BET, observăm că aceste companii au mai multe caracteristici. Prima caracteristică pe care am pus-o în acest tabel este ponderea din indicele BET. Cum aș putea eu să-mi dau seama că o companie este ieftină sau scumpă în funcție de ponderea din indicele BET? Păi aș putea să spun că companiile care au o pondere foarte mică în indicele BET pot să fie ieftine. Tocmai din cauza faptului că aceste companii au potențial de creștere foarte ridicat. După cum mi-a spus mie un client, Cristi, eu vreau să cumpăr și companiile alea mici pentru că dacă se dublează fac foarte mulți bani. Dacă, dacă se dublează. În speță, în realitate, companiile care au o pondere foarte mică în indicele BET nu înseamnă că sunt ieftine, sub nicio formă. Cum nici companiile care sunt primele în indicele BET nu înseamnă că sunt scumpe. Da? Deci ponderea din indicele BET nu ne spune dacă o companie este ieftină sau scumpă. Și atunci, haideți să ne uităm și la numărul de acțiuni. Cum am putea să ne dăm seama după numărul de acțiuni? Am putea să spunem că dacă o companie are multe acțiuni, înseamnă că acțiunea este ieftină, corect? Păi nu neapărat. Pentru că o companie poate să lanceze pe bursă un număr mai mare sau mai mic de acțiuni, este în dependență de fiecare companie în parte. Numărul de acțiuni din piață nu ne spune nouă dacă prețul companiei în sine este ieftin sau nu. Ne spune doar dacă compania are multe acțiuni sau nu. Haideți să ne uităm la prețul de referință a unei acțiuni. Dacă o, dacă o companie are un preț mic de referință, de exemplu, fondul proprietatea costă. O acțiune la fondul proprietatea 0,41 de lei. Asta înseamnă că este o companie ieftină, nu? Păi nu neapărat. Pentru că dacă ne uităm doar la prețul pe acțiune, trebuie să ne uităm și la numărul de acțiuni. Dacă se înjumătățește numărul de acțiuni, atunci, în mod automat, prețul pe acțiune se dublează. Și în aceste condiții, prețul pe acțiune nu este relevant. Prețul pe acțiune este relevant doar dacă vrei să cumperi asta sau nu. Dar nu ne spune nouă dacă este o companie ieftină sau nu. Capitalizarea din piață. La fel, avem companii care au o capitalizare foarte mică, companiile din partea de jos a indicelui, și companii care au o capitalizare foarte mare. Dacă aș investi într-o companie cu capitalizare foarte mare, înseamnă că acea companie este deja scumpă. Nu mai am de ce să o cumpăr, nu? Păi nu neapărat. Pentru că dacă o companie are o capitalizare foarte mare, asta nu înseamnă că de acum încolo va începe să scadă sub nicio formă. Poate să își crească în continuare capitalizarea. Acum, ce înseamnă capitalizare? Înseamnă valoarea de piață a companiei. Asta nu înseamnă că atât valorează compania, ci atât este valoarea ei de piață. Adică, dacă cineva ar cumpăra toate acțiunile astăzi, la prețul de astăzi, acestea sunt capitalizările de piață pentru fiecare companie în parte. Deci, nici capitalizarea nu ne spune nouă dacă o companie este ieftină sau nu. Și atunci, haideți să ne uităm la EPS sau profitul net pe acțiune și raportul PER, adică cererea din piață. Și haideți să luăm prima dată cu EPS-ul sau profitul pe acțiune. Cum am putea să determin dacă o companie este ieftină sau nu în funcție de profitul ei? te aș putea să spun dacă o companie are profit în momentul de față foarte mic sau profit pe acțiune foarte mic această companie este o companie ieftină pentru că de acum încolo are unde să crească. Și dacă ne uităm la OMV Petrom, care este compania cu cea mai mare capitalizare în momentul de față de pe BVB, are un IPS de 0,06 RON. Dacă ne uităm și la Teraplast, are un IPS de 0,01 RON. Adică profiturile nu sunt foarte departe una de celălalt. Și chiar și în aceste condiții, una dintre aceste două companii este mai valoroasă decât cealaltă. De ce una dintre aceste două companii este mai valoroasă decât cealaltă? Pentru că toată lumea a auzit de UMV Petrom și de creșterile pe care le-a avut. Teraplast nu mai are creșteri cum a avut în trecut. Și atunci ar trebui să ne uităm și la raportul PER. Raportul PER ne spune nouă care este cererea din piață pentru companiile în care vrem să investim. Și am observat că de-a lungul timpului oamenii sunt foarte atenți la acest raport PER. Și consideră că dacă ai un raport PER foarte mic, acea companie este ieftină și dacă ai un raport PER foarte mare, acea companie este scumpă. Și uite, ne uităm la compania Digi, care are un raport PER de 67, da, deci un raport PER foarte ridicat, și ne mai uităm la TTS, care are un raport PER foarte mic. Dacă ne uităm doar la raportul PER, am putea spune că astăzi ar trebui să investim în TTS, corect? Pentru că este... Din acest punct de vedere, cea mai ieftină. Doar că este corect să spun că TTS este ieftin astăzi doar din cauza raportului PER? E bine, nu. Pentru că ce ne interesează în realitate este cât va crește compania în următorii 3-7 ani. Asta ne interesează în realitate, așa ne dăm seama dacă astăzi o companie este scumpă sau este ieftină. Și haideți să luăm cele două exemple, Digi și TTS. Dacă pentru următorii 3 ani compania Digi își crește profitul cu 123% în fiecare an. Atunci raportul PER de 67 mai este un raport PER pe care nu ai vrea să-l plătești? Ei bine, eu cred că nu. Pentru că sunt foarte rar companiile care își cresc profiturile cu peste 100% în fiecare an. Deci, altă parte, dacă compania TTS își scade profiturile cu 5% în fiecare an, atunci mai ești dispus să, să, plătești un raport per de 4,9? Puțin probabil. Pentru că cel mai probabil o să alegi să investești în compania care este în creștere în următorii ani, nu în compania care este în scădere. Din cauza asta, companiile care sunt în creștere au raporturi per foarte ridicate și companiile care sunt în scădere au raporturi per foarte scăzut. Și raportul per în sine nu spune nimic. Raportul per îmi spune doar cât este cererea azi în piață. Cât este cererea azi în piață în funcție de câștigurile viitoare. Oamenii și investitorii sunt tentați să investească mai mulți bani în companiile care sunt în creștere. Pentru că au șanse mai mari să facă bani. Dacă toată lumea cumpără companii care sunt în creștere și cererea pe acea companie este în creștere. Da? Deci, raportul pe în sine nu -ți spune absolut nimic despre companie raportul pe îți spune doar cât este cererea astăzi, pe noi ne interesează cât va fi cererea și în viitor. Cum putem să vedem cât va fi cererea în viitor? Pe deci ca să ne dăm seama cât va fi cererea în viitor, trebuie să știm cât a fost în trecut, astfel încât să calculăm o medie. Și bineînțeles, eu am un tabel de acest gen unde îmi calculez media pe ultimii 10 ani, de exemplu, pentru Banca Transilvania în ultimii 10 ani, Cererea din piață a crescut cu 4% de la o perioadă la alta, dar și profitul companiei a crescut cu 9% de la o perioadă la alta și folosesc informația asemănătoare pentru a crea o prognoză pentru următorii 3-7 ani. Este suficient să analizez o singură companie? Nu, sub nicio formă. Trebuie să le analizăm pe toate sau cât mai multe dintre aceste companii, astfel încât să știu care sunt companiile în creștere la prețul corect astăzi. Și în momentul în care obțin toate informațiile despre aceste companii și anume care sunt companiile în creștere, cine este echipa de management și ce vinde și dacă este prețul corect astăzi în piață, în tabelul pe care l-am construit pentru companiile din România se înverzesc companiile pe care aș putea să le cumpăr astăzi. Dacă nu sunt verzi aici, nu cumpăr. Da, deci e atât de simplă situația. Un tabel de acest gen îți recomand să-ți faci și tu astfel încât să nu mai stai la mâna pieței, și să decizi tu foarte clar momentul în care ai putea să cumperi acele companii. Și atunci, haideți să tragem și câteva concluzii. O companie care are raport per ridicat nu este scumpă și o companie care are raport per scăzut nu este ieftină. Da? Deci fi cu băgare de seamă pentru că raportul per nu-ți pune nimic despre valoarea companiei, Îți spune doar cât este cererea azi pentru acea companie. Da? Și atunci singurul lucru care contează în evaluarea unei companii este creșterea pentru următorii 3-7 ani. Dacă avem o creștere accelerată pentru companie, bineînțeles și raportul PER va fi ridicat. Dacă avem scădere a profitului companiei, bineînțeles și raportul PR va fi scăzut. Când știu că trebuie să cumpăr o companie? Care este acel moment oportun? care să mă determine pe mine să cumpăr o companie. Păi, Warren Buffett spune în felul următor. Ar trebui să cumperi companii bune la prețul corect. Acum, ce înseamnă companii bune și ce înseamnă prețul corect? Companii bune înseamnă să cumperi companii profitabile cu cerere în creștere de la o perioadă la alta. Este suficient să fie o companie bună cu profituri în creștere și cerere în creștere? Nu, pentru că mai trebuie cumpărată. În momentul în care prețul pe acțiune este sub valoarea intrinsecă a companiei. Dacă prețul pe acțiune nu este sub valoarea intrinsecă a companiei, o să obțin randamentele medii din piață. Dacă cumpăr la prețul corect, cumpăr sub valoarea intrinsecă a unei companii, atunci o să reușesc să bat piața și în acel moment o să cumpăr o companie ieftină. Da? Deci, doar în momentul în care o să cumpăr sub valoarea intrinsecă a companiei. Și, în realitate. Aceasta este definiția companiilor ieftine, subevaluate sau companiilor la reducere, cum am văzut că mai spun unii oameni prin zona de comentarii. Da? Companii care sunt sub valoare intrinsecă astăzi.